Îngrijorare cu privire la consumul de droguri în rândul elevilor. Bun găsit tuturor! Sunt Cătălina Bihoalear, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Cel mai consumat drog de către elevii județului Suceava este alcoolul. Cel puțin oficial s-a registrat o creștere ușoară și a consumului altor droguri. Municipiul Vatra Dornei se schimbă complet la față, iar o nouă cursă charter de vacanță va fi operată din luna octombrie de pe aeroportul Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Cel mai consumat drog de către elevii județului Suceava este alcoolul. Anunțul a fost făcut de Alin Botezatu, reprezentant al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava. El a explicat că s-a înregistrat și o creștere ușoară a consumului altor droguri. La rugămintea reporterului Intermedia, expertul a trecut în revistă câteva indicii de care părinții pot ține cont ca să-și dea seama dacă copiii consumă droguri. Alin Botezatu a transmis și un număr de telefon care poate fi apelat pentru a obține sprijin gratuit pentru prevenirea, combaterea și tratarea consumului de droguri. Cel mai consumat drog de către elevii din județul Suceava rămâne alcoolul, dar în ultimii ani s-a înregistrat o creștere ușoară și a altor tipuri de droguri. Anunțul a fost făcut de Alin Botezatu, reprezentant al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava. În zona noastră, într-adevăr, prevalează consumul de alcool. Practic de aici pornește în ceea ce privește consumul de droguri. De la vârste, cât de cât fragede. Consumul de alcool, consumul de tutun, țigări, da? Se trece la țigările, la vapor, așa zisele vapor, da? Și apoi la alte tipuri de țigări, cannabis. Reprezentanții Centrului Antidrog au organizat deja o serie de acțiuni pentru prevenirea consumului de droguri de către elevi, la care au participat cadre didactice. Totodată, la rugămintea reporterului Intermedia, Alin Botezatu a trecut în revistă o parte din semnele pe care părinții le pot observa la copiii consumatori de droguri. Este vorba despre existența pupilelor contractate sau din contră dilatate, în funcție de tipul de drog consumat. Apoi, dacă observăm că persoana respectivă are ochii înroșiți sau îi curge nasul sau are nasul înroșit sau îi curge sânge din nas. Astea din același motiv și anume faptul că vasele capilare sunt supra-solicitate. Dacă observăm, de exemplu, că are pleoapele căzute, obosite sau pentru un timp îndelungat, are ochii abia întredeschiși. La fel este un semn. Tot la nivel fiziologic, dacă observăm, de exemplu, urme de ace pe corp, de obicei în zona antebrațului, la încheietura mâinii, sau dacă poartă pe timpul verii, pe perioada sezonului cald, în mod nejustificat, bluze cu mânecă lungă. La fel, este un semnal care ar trebui să ne dea de gândit. Ar mai fi aici, de exemplu, prezența tusei cronice, tuse persistentă, da? Apoi anumite dureri la nivel toracic. Alte semne ar fi absenteismul de la școală, scăderea interesului pentru diverse hobby-uri pe care părinții știau că cei mici le aveau, împățișarea schimbată a acestora, neglijență în ceea ce privește igiena proprie, stare de irascibilitate, neliniște, trecere rapidă de la o stare emoțională extremă la alta, de la râs isteric fără motiv la plâns. Persoanele, indiferent dacă sunt adulți sau copii, care au nevoie de sprijin pentru prevenirea, combaterea sau tratarea consumului de droguri, sunt rugate să sune la numărul de telefon al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava 0230-522-213. Centrul dispune de personal specializat pe linia consilierii și asistenței integrate în adicții, psihologie, asistență socială. Serviciile sunt gratuite și este asigurată confidențialitatea.
Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat stadiul unor proiecte de infrastructură implementate la Vatra Dornei. Șeful administrației județene a arătat că la jumătatea lunii octombrie vor fi terminate lucrările de restaurare a cazinoului, iar în prima zi a lunii noiembrie ar putea să fie pusă în funcțiune noua rețea de alimentare cu gaz metan. Totodată, mai multe străzi din zona centrală sunt în curs de reabilitare. Că am venit la timp la Vatra Dornei astăzi, întâlnire cu primăria, cu tot aparatul tehnic de la urbanism și firmele care lucrează aici la Vatra Dornei. În primul rând, atât firma care modernizează cazinou, care ne-a garantat că până în 15 octombrie este finalizat tot ce era de finalizat la cazinou, proiectanții de la cazinou, dar și firmele care lucrează în oraș. Firma care asfaltează străzi, care face trotuarele, pasajul subteran, podul, și aici am stabilit un calendar împreună cu dumnealor ca până în 15 noiembrie, 20 noiembrie să fie finalizată această zonă din centru. Sunt multe lucruri care sunt finalizate, dar trebuie să prindă contur. De exemplu, gaz metan. Mai sunt 4 km din 30 de km pentru îngroparea conductei și undeva de la 1 noiembrie să se înceapă să dea drumul la gazul metan. Se lucrează de asemenea la partea din centru de asfaltare prin fața primăriei și avem promisiune că în următoarele două săptămâni se va turna stratul de asfalt. E bine că am venit, o să mai vin aici pe Vatra Dornei ca să fim aproape de constructori, de proiectanți. Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Suceava derulează o campanie împotriva cerșetoriei intitulată Locul copiilor e la școală, nu pe stradă. Scopul acțiunii este acela de a reduce amplitudinea traficului de persoane și a exploatării cerșetoriei, printr-o mai bună informare și implicarea cetățenilor, precum și prin activități în care vor fi implicați copiii care cerșesc și părinților. Dacă vezi un copil cerșind sau părinți cu copii în brațe la cerșetorie, nu ezita, sună la telefonul copilului 119. Este unul dintre mesajele campaniei. În campania Locul copiilor e la școală, nu pe stradă, partenerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt Inspectoratul de Poliție, Poliția Locală, Inspectoratul de Jandarmi, Fundația Teaud România, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Centrul Regional Suceava, Asociația Eliberare, Asociația Sfântul Dosoftei, Universitatea Ștefan cel Mare și Asociația Lumină Lină. S-am constatat cu toții că unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este să încercăm să atragem atenția și comunității că trebuie să fie de partea noastră și să înțeleagă că doar împreună putem interveni. Și anume, unul, atunci când sunt regăsite pentru intervenția noastră, e nevoie să ni se semnaleze. Din păcate, așa cum am zis, nu suntem atât de numeroși nici noi specialiștii de la protecția copilului. Și nu puteți fi la fiecare intersecție exact. Sau pod. Aflat în lucru, apropo, că astea sunt lucrurile în care vedem de obicei cerșători și în fața mame bisericilor, copii, în fața cimitirelor. Știam deja locurile la hipermarketuri în față, da? Deci sunt, da. Erau puncte pe care le identificasem. Intervenția noastră a avut un impact foarte mare asupra comunității din municipiul Suceava. Pot să vă spun că s-a diminuat numărul sesizărilor cu privire la exploatarea prin muncă și a cerșetoriei. Mulți s-au reintegrat s-au înscris la școală, foarte mulți copii, mai ales din zona Șcheia. Au fost înscriși, singuri, dar au fost înscriși de către părinți, dar și frecventează școală? Școala, da, asta voiam să vă zic, că îi urmărim și frecventează școala. Toate cazurile au rămas în monitorizarea noastră, dar și a comunității locale. Ce înseamnă comunitate locală? Primăriile de domiciliu a fiecăruia. Ținem legătura cu toate primăriile din județul Suceava și monitorizăm.
Dacă vezi un copil cerșind sau părinți cu copii în brațe la cerșit, nu ezita, sună la telefonul copilului 119. Este unul dintre mesajele campaniei. Prin urmare, suntem încurajați să nu le dăm bani, ci să sunăm la 119 pentru a reclama că un copil este folosit la cerșit. Până în prezent, rata de succes a campaniei este estimată la 70%. Dificultăți apar cu părinții care nu cooperează și cu micuții care se întorc la cerșit. Pentru aceștia se va face consiliere psihologică și vor fi organizate burse ale locurilor de muncă. Care e rata de succes a acțiunilor voastre? Cred eu că 70%. Și unde e greu de intervenit? Acei 30% de sunt copii nerecuperați sau familii cu care nu se poate colabora sau copiii care sunt preluați în sistem? Ce reprezintă ceilalți 30%? Am întâmpinat diferite dificultăți, părinți care nu au colaborat cu noi, copiii care s-au reîntors la cerșit și lucrăm, mai avem de lucrat aici. În continuare o să includem într-un program de consiliere psihologică pe acești copii și pe părinți. Dorința noastră este exact și lucru cu părinții și ne propunem și aici avem câteva întâlniri, plus menționa Sabina că partenerii sunt și cei de la șomaj. Ne dorim să facem și o bursă, țintit, să zicem, să invităm acești părinți pe care i-am identificat că își folosesc copiii în această zonă și să intervină și cu ei cu o ofertă de o bursă a locurilor de muncă. Facem pași, nu știu, vom încerca să tragem, ne-am propus să facem și o evaluare finală a campaniei inițiale, pentru că această campanie noi ne-am propus ca anul ăsta să se termine la sfârșitul anului, după sărbători și la începutul anului următor, să tragem o campanie cu ce am putea să îmbunătățim. Ce a fost, ce exact. Mai... poate fi îmbunătățit. Ce impact am avut până acum, ce actori am avut implicați, pe cine am mai putea implica, cum anume trebuie să procedăm. Suntem convinși sau am plecat de la început pe ideea că e greu să credem că vom reuși să eliminăm cu totul acest fenomen, dar cred că fiecare pas, fiecare intervenție și fiecare copil pe care îl salvăm în urma intervențiilor noastre înseamnă un plus față de ceea ce am plecat. O nouă cursă charter de vacanță va fi operată din luna octombrie de pe aeroportul Suceava. Destinația este Sharm el Sheikh în Egipt. Cursele vor fi în fiecare zi de duminică, începând cu 29 octombrie și până pe 10 martie 2024. Conform președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, o nouă rută va fi operată de pe aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava către Egipt. Este o cursă care inaugurează sezonul de iarnă 2023-2024. Începând cu data de 29 octombrie 2023, operatorul aerian SkyUp Malta și-a anunțat intenția de a opera zboruri în regim charter de pe aeroportul Ștefan cel Mare Suceava în Egipt spre Sharm el Sheikh. Cursele vor fi în fiecare zi de duminică, până pe 10 martie 2024. Cursa companiei SkyUp Malta va decola de la Sharm el Sheikh la ora 7:40 și va ateriza la Suceava la ora 11:10. Zborul spre Sharm el Sheikh va avea decolarea de la Suceava la ora 12:10 și va ateriza la ora 15:55 la destinație. Pachetele de vacanță deja se pot rezerva de la agențiile de turism partenere, cu atât mai mult cu cât inaugurarea se suprapune cu vacanța școlară, programată între 28 octombrie și 5 noiembrie. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine în studioul știrilor, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit, Sorin! Bună, Caterina! Bine m-a regăsit! Vorbim pentru început despre consumul de droguri și alcool. Și trebuie să spun acum dacă am consumat. În rândul elevilor există și dorința de a reglementa verificarea în cadrul școlilor prin sondaj cu acordul părinților, acordul de principiu al părinților. S-a discutat despre asta și despre consumul și limitarea consumului de droguri și alcool în rândul elevilor și la ședința directorilor de școli în pregătirea noului an școlar, și președintele Consiliului Județean a fost acolo. Ce informații suplimentare ai despre ce s-a întâmplat acolo? Păi nu, a zis domnul președinte că sunt prea multe simpozioane și că nu se prea face treabă. Ele, la noi... Sună bine, teoretic sună nu, bine. Nu, că la noi numai simpozioane se fac, adică nu se face nimic concret. Se strâng, vin toți directorii să fie la număr. Tu crezi că ei aveau chef să vină azi? Fiecare se uita, am văzut fotografia, a fost Nicu acolo.
Fiecare era în legea lui. Unul se gândea cum a fost la mare, altul se gândea cum a fost la munte, altul se gândea ce mai trebuie de pus la școală, un geam, o ușă, altul avea amanta plecat în străinătate, nu știa ce cu ea, nu mai avea vești, că era cu soțul și nu-i dădea niciun SMS. Fiecare cu problemele lui. Și au venit acolo și a venit la miliție un domn de la poliție, îi spune acum, și mi-a luat o doamnă frumușică, nu știu de unde era doamna aia, de pe la o instituție de stat degeaba, erau de la pompieri, de la jandarmi, era o plictiseală generală. Și a zis, domnul președinte, hai să facem treabă. Și cu asta s-a închis. Ce treabă să fac? A zis, zi și mie, ce să fac? Păi, poate fi și reglementat și cu ajutorul președintelui Gheorghe Flutur, care înțeleg da, că are știm. Un exemplu personal da. Pe care ne l-a povestit. Cătălina, așa, Cătălina. Asta acum este context. Valul ăsta. A fost valul cu căminele de bătrâni, valul cu explozia, vezi că ele se tot duc. Acum mai e cu droguri un pic. Bun, dar cu etnobotanicele a mai fost un da, val de bine, exemplu. Lasă, dar ăla ce era... s-a întâmplat atunci? Păi era, s-au închis magazinele, nu știu cum s-au deschis, în primul rând, asta este întrebare. Nu știu de ce n-am făcut nimeni pușcărie pentru pârnăile alea, care erau niște pârnăi etnobotanicele, adică nu erau... Erau, nu știu, din cărămidă, cu cretă și cu... de sudură, nu știu de ce erau făcute. Pilitură. Pilitură, sau cum mai spune. Erau niște, acolo trebuiau să facă unii pușcărie, dar n-au făcut pușcărie, au făcut bani, așa. Și aici e valul ăsta cu droguri, dar îndată cred că vine un îngheț, mă gândesc eu că vine un îngheț la sol și se compromite porumbul și se vorbește cu porumbul și o să spună cum o să facă ei cu porumbul. După aia vin niște călduri foarte mari. Adică alte teme în, care da, sunt alte teme. În octombrie și topește, ori niște călduri foarte mari care topesc asfaltul turnat în iulie. Adică tot aia. Și se uită asta cu drogurile. Că cine a zis asta că cel mai tare se consumă alcool? E vorba despre Alin Botezatu, care reprezintă acum Centrul Regional de Prevenire, Evaluare da. Și Consiliere Antidrog. Și ce face asta? Ce face instituția asta? Păi uite, e tomiliție, asta e tomiliție. Previne, evaluează și face consiliere da, antidrog. Cum previne, cum evaluează și cum face consiliere? Cu simpozioane, cu seminare, întâlniri cu elevi da, în știu. Școli, cu acțiuni nu. Preventive. Uh-huh. La capitolul consiliere, dacă da. Îi depistezi, or fi vreo câțiva da. Specialiști care pot face și consiliere. La capitolul evaluare, de, cred că așa, e mai cum? Complicat, dar pentru ce că e complicat și statisticile astea așa au așa? Greșit. Dar că, cum e? Trebuie să ajungă în stare gravă la spital ca să fie evaluați. Nu? A, deci numai așa. Mă, Cătălina, dar eu nu știu, în ultima vreme, ori eu nu știu sau trebuie să citesc. Fie prinși de poliția rutieră la da, dacă aparat, au peste 18 dacă ani. Dă bine. Dar nu știu cum se face că în ultima vreme, eu discut cu fel de fel de oameni. Și știu părinți care au elevi la liceu, alternat liceu, știu toți părinții cum se droghează, știu cine se droghează din clasă, deci se cunoaște. Și în ultima vreme am văzut că la volan rachiu au fost înlocuit cu droguri. Numai țăranii mai beau acum la volan. Ăștia de care merg la hore, la baluri. Lumea bună e cu altceva. Da, da, știi că regiunea asta e cam cu vreo 20 de ani în urmă față de alte regiuni no, din țară și din străinătate. Cătălina, la asta suntem în frunte, nu. Deci am mai... Păi noi am rămas pe moda veche, cu alcoolul. Nu, că stai, păi eu asta spun. Oficiale. Eu asta spun. Care statistici? Zi, uite la astea cu, când îi prinde pe șoferi, în ultima vreme sunt cu droguri. Mai mulți decât cu rachiu. Și ăștia cu droguri râde aia cu rachiu. Râde. Uite mă, țăranul ăla. L-a prins pe fraier beat, prea bă, bere. Ce e cu tine, mă? Tu bei bere? Dar ce să fac caraimane? Păi ia și tu, hai că-ți dau eu. Dar cum fac ei statistici? De unde știe domnul ăsta? Cum îl cheamă? Botezatu. Dar de unde știe el asta? Știi că a fost purtător de cuvânt la poliție. Da, știu, așa țin minte. Da, știu, a fost briliant. De-aia. Zici și mie, de unde știe asta? De la cazurile grave din spital. Alea sunt certe. Alea sunt certe. Dar domnul comisar, sau ei toți comisari, sau nu știu ce sunt. Domnule, dar asta nu este o statistică. Asta e așa praf în ochi. A venit la seminarul ăsta de la... Philadelphia, unde a venit domnul Flutur și ai zis și tu ceva să te afli în treabă. Păi dacă ești la biroul ăsta special amenajat sau unde ia salariul 80.000 sau câte 8.000, 9.000 dă mașină, cred că are mașină că... așa, du-te domnul comisar sau ce ești ia tu asta de psihologie de cabinetele psihologilor ia-le așa la pas
Ia frumos baza de date, că ești, du-te și vorbește cu ei, un consiliu al lor, cum e colegiul medicilor, unde, știu care, unde sunt, și du-te acolo și zic, vă spărați, dați-mi și mie numărul de persoane pe care le aveți în evidență consumatoare. Păi nu zi mie că cine a ajuns la spital, că cine ajunge la spital e în ultimul hal, de-aia ajunge la spital. Dar până la ajunge la spital sunt niște etape, dar tot dacă ești la prevenire. Aceia zi... care consumă ajung în număr mare la psiholog? Eu n-am zis că ajung în număr. Ar fi bine. Cătălina, mă scuzi. Dar pleci de undeva. Păi n-am zis că ajung în număr mare. Dar nu-mi veni că ce ți-a dat spitalul. Nu-mi zi asta. Ce ți-a dat spitalul? Du-te în teren. Da, poliția că i-a prins pe cei care păi sunt la, așa, majori. Dar du-te la cabinetele astea, la psihiatri, la psihologi și întreabă. Și fă niște, sunt cu siguranță, dacă domnul colonel sau comisar, ce el, se poate interesa, sunt cu siguranță niște formule de calcul, cum sunt în toate domeniile. Cu teoria probabilităților, probabil că au zis că a învățat și el la școală cu teoria probabilităților și cu statistici, și sunt niște formule, trebuie să fie niște formule de calcul și funcție de datele pe care le ai la dispoziție să faci o simulare, să faci, să zici cam așa. O proporție. O proporție, cam așa. Și să vii la ședințe, spui, nu vii mie acum în 2023. La Cătălina. Ședință s-a discutat așa, ca... Păi nu. Între... Ca între ce? Oameni care se pregătesc păi să înceapă școala, dar de ce am mai discutat? La început. Așa. Vii și spui acolo, domnule, avem cam atât. Nu vii și spui în 2023 că băutura e pe primul loc. Da? Și băutura, dacă o treci... Îți dai seama dacă băutura e pe primul loc și noi auzim, citim foarte des, da, despre situații reale, din trafic sau în alte situații, de consumatori, da, de droguri, îți dai seama cât de amplu e fenomenul, da, consumului de alcool? Și stai un pic, Cădena, stai un pic ca să fiu bineînțeles. O fi așa, toporistic vorbind, băutura pe primul loc. De ce? Pentru că poți să o iei de unde vei. Da. Adică poți să o cumperi de unde vrei, nu e problema. Cu drogurile e problemă, dar tu trebuie să vezi care este tendința. Repet, sunt părinți, profesori în școli care știu că se consumă droguri. Și de ce droguri, se pune capac? Da? Pentru că din, rușine, nu mă bag, deci nu mă bag. Deci nu mă bag, nu-i treaba mea ce să mă bag eu. Și asta cu băutura, s-o treci în aceeași categorie. Atenție! Băutura, fie bere, vin, vodcă, ce vrei tu. Cum să o pui în aceeași oală cu niște droguri făcute pe vapor? Eu nu mă refer aici la... Sunt și băuturi făcute, da, nu mă, da, prin metode necontactate. Discutăm de aici ce cumpără de peste tot, că peste tot găsești băuturi. Cum poți să-mi pui tu băutura? Că bea un băiat, merge la un majorat și bea acolo jumătate de o sticlă de whisky sau cât poate el să ducă, se îmbată, vomită, e rău a doua zi. Și aia e, nu mai fac, nu mai trebuie, că așa, cu unul, cu alt tânăr, care iar cine știe ce. Și nu mă refer la droguri ușoare astea, de sunt legalizate în unele țări din Uniunea Europeană și în unele state din Statele Unite, nu mă refer la alea. Dar sunt acum niște droguri pentru, pe piață. Petrecerea timpului liber, da, dar și în scopuri medicale. Da, evident, nu mă refer la alea. Dar sunt aceste cocktailuri care se vând, care sunt foarte periculoase. Cum vii tu în 2023 să-mi spui mie că, aia, că alcoolul e cel mai tare, de parcă ar fi în cap tot timpul? Ți-am zis, merg la un petrecere, la aia, beau, e rău, vomită, 16 ani, nu știu, nu mai fac, nu mai beau un an de zile. Cu ăla care are niște droguri care sunt foarte periculoase fiind cocktailuri și care poate să devină dependent. Cum îmi faci tu mie comparațiile astea? Nu sunt de specialitate. Nu, dar eu te întreb pe tine. Pentru Cătălina, asta, Centrul ce? Regional Auzi, de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Scuze-mă, dar ce fel de specialitate trebuie să ai să discuți despre tema asta? Pentru că toți știm, toți bem, am băut, am fumat, fumăm, știm cum e aia, dar cum poți să îmi pui mie pe același palier băutura alcoolică cu drogurile astea trompetă care sunt? Chiar așa, ca frază de început, cel mai consumat drog de către elevii județului Suceava este alcoolul. Și gata, și ne-am spălat pe mâini. Este cumva curios. Păi nu, nu e pus alcool. Sigur că are niște efecte nocive. Da, mă, de n-am zis, mă, dar nu poți să compari efectele astea. Bun, dacă un băiat, că eu știu cazuri și cazuri, un băiat a pus pariu cu unul, dar săracul era cu băutura de mult timp, că bea nu știu cât, așa, a pus sticla la gură, a băut o sticlă de
cât a dat 3 sferturi de vodcă, cap de la început până la sfârșit, era plină și în câteva minute a murit. A făcut intoxicație cu alcool. Păi nu discutăm despre cazurile, că se întâmplă. Dar nu poți să vezi. Ești, sunt, ți-am zis, de câte ori vrei să-ți repet, cu instituțiile statului în care lucrează niște unii care sunt puturoși. Nu interesează. Salariul le merge, îi cheamă la o ședință, vine domnul Flutur, se uită la el că l-au văzut la televizor, cred că la sfârșit îi mai cer și autografe vreo doi și au bifat asta și au plecat acasă. Nu se întâmplă nimic. Cum vezi ideea aceasta de a reglementa testarea împotriva consumului de droguri în școli? După mine trebuie făcut așa ceva. Evident, prin... aleatoriu, cu acordul părinților. Da, mă, dacă îl vezi pe un copil că vine cu ochii bulbucați la școală și ea, îl iei deoparte, sunt părintele, ia mă să vedem ce are. Nu ca să-i dai 3 la purtare, nu să-l bați. Dar să știi, să-i explici. Ca să-l duci după aceea la consiliere, da? La dar cine? Nu, cine să-l duci? La psiholog, normal. Să facă așa. Da, l-aud pe, nu știu, secretar de stat. Bă, toți, pe cuvântul meu, parcă străiți ori în peșteră, ori pe câmp, ori au stat numai cu rațele acasă, ori au stat numai la rând, la lapte, i-au trimis părinții, că habar n-au ce în viața asta. A venit un secretar de stat, îl și cheamă Ion și cu Stelian Ion, nu, ăla a fost ministrul al justiției, Gheorghe Ion, sau două prenume are. Și a spus că s-au gândit, că s-au întâlnit astea ministeriale, MEAIU, a venit și Leneșul Rafila și a zis, stați că nu facem în masă. Și s-au gândit ei să facă o comisie. Deci, una dintre propuneri nu vine diriginte. Adică eu, dacă sunt diriginte la o clasă și văd pe Iulian așa, tulbure și un pic agitat așa... Sau pe Iuliana. Sau pe Iuliana. Că nu te așa, nimic. Da, sau pe Marinel, sau pe Marinela. Și zic, mă, până cu așa. Mă, Iuliana, ai luat ceva, zi așa. Hai că nu-ți fac nimic. Hai să vorbim cu părinții, hai să facem. Zice, nu, nu diriginte. Se face o comisie. Ce comisie faci? Cine să facă parte din comisie? Femeia de serviciu, ei directorul, ei unul de pe stradă, ei și un milițian, ei și un jandarm, un pompier. Și ce să facă, mă, comisia? Să-l pună pe Iulian să-l înconjoare, să-i spună, Iuliane, zi, mă, ce să facă, mă, comisia? Să-l pune să sufle? Aia nu miroase. Uneori miroase, dacă e de proaspătă. Dar ce să-i facă? Asta ca să mai îngroape ceva. Vrei să faci în țara asta să îngrop ceva? Faci dar o comisie. Dar cum se pare ideea președintelui Gheorghe Flutur? Care ce? De a trimite consilieri locali, județeni, așa? La școli să vorbească, să se apropie de comunitate, așa? De elevi și să le vorbească ce? Despre poftim? Consumul de droguri. Mamă, dar ce să le vorbească, mă, Cătălino? Și dacă e consilier, ce? Îl bagă cineva în seamă? Zici și mie un nume de consilier județean. Se duce consilierul județean dacă pandelică a floarei la școala din Poen Solca. Eu sunt consilier județean. Pe parlamentar? Pleacă, mă, că sunt la 112. Tu ai venit să furi? Nu, doamne, sunt consilier județean și vreau să le vorbesc copiilor despre droguri. Dar tu de unde știi? Tu ce lucrezi? Momental n-am servici, lucrez la consiliul județean, sunt consilier. Pleacă, mă, acasă că sunt la 112. Cine se meargă și ce să le spună? Dar ce cădere au să le vorbească? A, vrei să faci? Adu un băiat. Adu un băiat care s-a drogat și care e dispus să vorbească, să spună ăla ce a pățit, cum a făcut. Adu o fată care s-a drogat și să le spună. Să le arate urme, să vadă, să le explice cum a stat, s-a tăvălit prin pat. Adu băieți care fac sport de performanță la universitate sau nu știu unde, să le spună ce înseamnă sportul, că nu e bine să devii dependent de una așa. Fă din asta, trimis pe consilierul Pandelic că nu se uită nimeni la el. Asta ți-a zis eu, că hai să ne aflăm în treabă. Ce? Astea sunt niște trompete. Și asta cu... Nu o să se facă... Testarea? Testarea, nu. Pentru că trebuie să faci o comisie. Da, ei vor să fac comisie, dar dacă vine un băiat și ia drogul, știi, și așa, și vine și te bate pe tine că ești profesor, ce se întâmplă? Aștept să te bate sau ce? Nu înțeleg. Adică, dar n-au fost cazuri? Dar nu facem prevenire? Adică dacă văd că are așa, dă niște semne, asta nu-i mai bine. Hai, o să vorbim, să facem test, bun, să vină și părintele. Și să zicem că îi depistezi. Da. Ai găsit într-o școală 5 copii, da, care au nevoie de ajutor. Numai 5? Să zicem că ai găsit, da, numai 5, bun, da? Îi duci la consiliere, la, da, psihologul școlii sau la consiliere în, da, particular, cu specialiști, așa, cu psihologi, cu terapeuți. La dezintoxicare unde îi duci?
Dar stai, păi de-aia Cătălinul trebuie să o iei din timp. Eu ce vorbesc aici? Păi dacă îl iei de timpuriu, că vezi că e cu ochii roșii azi și mâine, așa îl iei, ca să nu-l duci la dezintoxicare. Bun. N-ai, da? Ai pierdut timp. Până în 2023 da. Ai pierdut timp. Unde îi duci la dezintoxicare? Păi la miliție. La ăștia cu prevenire. Cum se cheamă? Prevenirea aia și ce fac ei. Dau și locuri de cazare? Păi nu, la ei acasă. Să iei acasă, la ei, știu. Tu nu vezi că e bășcălie totul? Tu nu vezi că nu se întâmplă nimic? Și că totul e o minciună? Și că toți se amăgesc? Și că nimeni nu se bagă? Nu se bagă. Ce să mă bag eu? Educația e obligatorie până la 12 ani. Ce-i faci? Îl dai afară din școală dacă vine și te... Nu, nu se întâmplă nimic. Fiecare își vede treaba lui. Părinții știu că ăla se droghează și nu spun. Primul nu spun, contact știi? Cu substanțele astea de risc da. Și mare risc până la vârsta de 13 ani. Este cea mai tânără vârstă la care copiii, într-o statistică, au consumat eu că, substanțe nu, deci de eu risc. Rămân cu asta, cu cetățeanul ăsta care e de la miliție, de la prevenire, care spune că și-a pus pe același palier alcoolul cu drogurile astea pârnaie, tip pârnaie. El n-a, ori a băut compot toată viața lui și a fost numai la filme până în 7 ani, în care sunt desene animate și scrie acolo că de la 7 ani în sus îți trebuie acordul părinților. Sau, așa, ori e chiar miștocar, ori e miștocar, ori e leneș, rău. Păi să dea exemplu de... Să luăm așa, din ăștia, Mick Jagger. Păi ăla a băut cisterne. Și câți ani are acum și cât îți aleargă pe scenă, dacă vrei să vorbim despre asta. Bun, el a luat și prafuri și alea și alea. Dar nu, asta este strigător la cer că nimeni nu s-a ridicat de acolo să-i spună lui ceva. Că el să pună semnul egal, ceea ce este foarte periculos, eu l-aș da afară. Să pună semnul egal... între alcool și droguri dintre astea alte. Ambele sunt dăunătoare în cazul copiilor. Dar stai mă, dar am înțeles, dar nu pui semnul egal. Că asta înseamnă... Păi, a zis ăla de la miliție că alcoolul. Păi înseamnă că ori bem, ori luăm, din asta e tot aia. A, în sensul ăsta zici că s-ar putea interpreta. Păi, nu dar că nu, sunt păi, ambele dar, periculoase. Păi nu, păi dacă... Păi da, uite că ăla a băut la petrecerea aia și n-a așa... Și n-a pățit nimic. Ea a fost rău un pic și a trecut. El asta a înțeles din viața asta și mai e acolo pe funcție. Eu nici nu știam de instituția asta. Dar asta este una dintre sutele de instituții din România care trebuie desființate, pentru că n-au niciun sens. Adică n-au finalitate. Dar mă scuz că nu vorbesc corect. Nu fac sens. Iar știi? Ai fost scuzat. A, și n-au folosit la întâlnirea de azi bune practici. Cu siguranță. Termenul ăsta este uluitor. Suntem un exemplu de bune practici. Din ce limbă e asta? Zi-mi, din ce limbă vine? Proveniența, expresie. Da, de unde vine, mă? Bune practici. Adică am tradus-o de undeva, aveți. Dar de unde vine? Eu nu înțeleg de unde vine. Dar inventată, ea a fost inventată din limba de limbă românească. Este uluitor. Și da, într-adevăr, ședința de astăzi de la... Cu asta, partea cu droguri, a fost nimic. Nimic în vânt. În ceea ce privește noua cursă de pe aeroportul Ștefan cel Mare, va fi... Aceasta va fi inaugurată pe 29 octombrie, în plină vacanță de toamnă, ce să vezi. Vacanța din octombrie, la sfârșit, începe pe 28 și cred că se termină pe 5 noiembrie. Iar destinația e Sharm el-Sheikh, în Egipt. Nici nu s-a terminat vacanța când ne gândim la următoarea. Poate da, că nu, și dar aici o continuăm. Bun, această cursă este foarte bună pentru domnul ăsta la miliție. Pentru că el într-o... Ce să facă la serviciu? A avut ședința aia că l-a chemat domnul Flutur, că dacă nu venea el, nici nu venea, fi sigură. Poate că inspectoratul școlar l-a invitat. Da, cineva și pentru ei. Are salariu 8.000, 10.000, cât are salariu. La stat, mă foarte enervez acum, că eu nu cred că termine misiunea asta cu... La stat ai sute de zile de vacanță, sute. Și totuși cele mai puține din Europa, dintre zilele nu, mă, nu începe, legale. Nu începe, ca să mi se orice mai tare sine. Deci când îi auzi la miliție, și nu numai la miliție, îi au 22 de zile lucrătoare, nu sau câte sunt. Așa, la alea lucrătoare ai sâmbătă, duminica, încă 2 ori 5, așa, ai 30 și ceva, ai sărbătorile, că toți sunt creștini, sunt credincioși, toți țin cu strictețe, Sfântul Ioan, Sfântul Grigore, Sfântul Moisil, Sfântul Pafnut, e tot... care sunt legate cu punți.
Că dacă ți-a picat miercuri sărbătoarea de creștinule ce ești, nu poți luni și marți, trebuie să-i dea o punte acolo. Dacă e miercuri, nu poți nici și pentru nici ei, bine. Să, și cursele astea aeriene sunt făcute pentru ei, în primul rând. Pentru că cei câțiva patroni cu bani albi și pentru sutele de patroni cu bani la negru, așa și pentru ăștia din buget, care sunt șefi. Păi la dacă ai 10.000 pe lună, Cătălin, om, și n-ai nimic de făcut la servici, odată te cheamă la ședință, mergi vara la Predeal, la Carlo Vivari primăvara, toamna la Madeira și iarna la Sharm el Sheikh. Păi și nu, asta e viață. Și pe urmă iar venim la o ședință și ne dăm interesanți și vorbim despre bune practici. Suntem un exemplu de bune practici și își dau ochii peste cap și mai mănânc o lună și când se termină ședința, toți pleacă plictisiți de unde au venit ca să-și continue viața de huzur pe care o au. Așa, că acum sunt discuții mari cu reducerile astea la bugete și nu se poate așa ceva. Deci nu se poate să face reduceri. Se mai organizează și câte un protest. Din când și protest, pentru că e viață grea. Cum adică să merg doar într-un concediu într-un an? Sau ce? Cum adică să merg și să muncesc la serviciu, nu? Păi astea sunt niște... Da, hai că m-am enervat destul astăzi, dar este, nu, dar este chiar jignitor și uluitor cum se tratează o problemă foarte gravă de niște, ori niște nepricepuți, ori niște puturoși, care pentru asta sunt plătiți foarte bine. O aruncă așa, o bagatelizează și fac ei, vin și cu niște date, îl scot din burtă, ei nu fac nimica. A, că au dat un telefon la spitalul județean, cât ați avut? Asta e... Și nimeni de acolo să nu spună nimic. Trebuie să raporteze toate cazurile da, de tipul păi acesta și cele sună, cu violență. Ei oricum sună da. La poliție. Și tot să stea acolo în prezidiu, să caște gura unul la altul. Măi, eu n-am auzit niciodată să fie ședințe din astea publice unde să fie într-adevăr o dezbatere. Nu. Vine șeful mare, cazul de față, Gheorghe Flutur, vorbește, spune și el acolo niște chestii, mai vorbește șeful mic în cazul de față, Bocanci Grigore, șeful inspectoratului, mai spune și toți stau așa, stau, dar nu e o dezbatere, e o vorbăraie. Efectiv. Nimeni nu are inițiativă, nimeni nu pune întrebări de curiozitate. Sunt bă, ok, băutura, dar care băutura? Zici și mie dacă tot îmi vii cu din astea și spun, ce beau tine? Bere? Își dau un cap cu ce? Cu vodcă, cu antinevralgic? Cu ce? Că alcool, ai zis și tu așa, dar de unde ai asta? Dă și mie statistica aia în baza la ce ai făcut-o asta. S-a zis doar, de la spitalul județean sau ce? E vârful unui iceberg sub apă, nu știe nimeni. Și ți-ai zis, toată lumea știe, dar nimeni nu spune nimic. Nimeni, a mă, văd eu de treaba mea, că băiatul cu tare tatsu-i mare sculă undeva, uite mă bag eu, ce să... Și dacă îi spui lui tax, ce ai mă, ce te bași tu? N-are nimic, ai ceva copilul meu? Mulțumesc pentru discuția de astăzi, Sorin. Doamnelor, domnilor, știrile continuă. Peste 150 de cicliști de toate vârstele au concurat la prima ediție a Mountain Bike Challenge Dragomirna. Evenimentul s-a desfășurat la Mitocul Dragomirnei și a fost organizat de clubul Fly Sports. Hai, câte resurse de energie mai avem și noi, câte resurse de energie mai au și concurenții. Bravo, în tandem! Fly Sports Club a organizat la Mitocul Dragomirnei prima ediție a concursului de ciclism intitulat MTB Challenge Dragomirna. Acesta a cuprins trei trasee, traseul Family de 14 km, traseul scurt de 34 de km și traseul lung de 53 de km. La startul competiției au fost prezenți peste 150 de pasionați ai ciclismului de toate vârstele. MTB Challenge Dragomirna a pornit de la ideea unor bicicliști pasionați, un grup de prieteni care s-au organizat și într-o asociație, Fly Sports, și le mulțumim pentru că de la ideea de a ieși cu prietenii în natură și a face mișcare s-a ajuns la o astfel de acțiune în care să atragem cât mai mulți oameni să vină să facă mișcare. Ne adresăm aici familiilor, copiilor, bicicliștilor pasionați să vină alături de noi și la următoarele ediții, aceasta fiind prima. Am făcut uz, ca să spun așa, de acest eveniment și la acțiunea de astăzi au participat și foarte mulți voluntari.
oameni care s-au înscris de bunăvoie să vină să ajute. Unul din principalele nuclee de voluntariat de aici au fost copiii de la Interact Suceava Cetate, cărora vreau să le mulțumesc pentru implicare și care, deși sunt copii până în 18 ani, au venit astăzi aici, au ajutat, au stat în pădure, au fost alături de bicicliști și mai mult decât atât au organizat și o strângere de fonduri pentru niște copii nevoiași cărora vor să le cumpere 31 de ghiozdane. La edițiile viitoare, cu certitudine, vom fi mult mai buni, traseele vor fi și mai provocatoare, ca să spun așa, așa încât vă așteptăm și la anul. Ne bucurăm că am chiar cu succes ziua. Au fost 2 săptămâni în care am muncit aproape non-stop, am stat toate după mezele în pădure, am greblat cred că vreo 40 km pe jos cu prietenii, am făcut 60 km cu mașina. Cred că a fost un eveniment de succes, toți concurenții au fost de acord că traseele au fost bestiale, mai ales au fost 2 bucle noi. Sperăm că la anul să mai adăugăm alte bucle mai noi și să fie puțin și mai greu ca până acum. Îmi permit, cu voia dumneavoastră, să împart acest dar și sticla aceasta. Vreau să o dăruiesc unui domn cu care s-a început tătăzeva de astăzi. Domnule Ovidiu Tănasă, vecinul meu bun și drag, doamna Ina, haideți un picuț. Ne-am răzămat amândoi pe marginea gardului și îmi duce Ovidiu. Deci am câțiva prieteni, asta pentru dumnealui din partea mea. Deci am câțiva prieteni și am vrea să facem un concurs de biciclete, ceva, zice, la Mitoc. Ce zici? Cum ai vedea lucrul ăsta? Zic atâta, eu cu ce pot să ajut? Mi-e atât am spus, în rest aici acolo e ca și făcut. Și am început a discuta despre locație, despre trasee, despre toate, s-au făcut ședințe de lucru și așa mai departe. Deci n-am să uit niciodată că cu Ovidiu s-a început lucrul ăsta. Vă îmbrățișez pe drag, cu drag și vă prețuiesc pe toți. Ați făcut Mitocului și Dragomirnei cinste astăzi, pentru că mișcarea nu înseamnă altceva decât sănătate. Iată, Mitocul astăzi a fost plin de sănătate. Am avut un Mitoc sănătos astăzi. Să dea Dumnezeu să ne vedem și la anul, într-o ediție mai bună. Liga 4 la fotbal a continuat la finalul săptămânii trecute cu meciurile din cadrul etapei a doua. Juniorul Suceava a preluat șefia clasamentului la golaveraj după ce s-a impus în fața echipei Forestierul Frumosu cu scorul de 6-1. Podiumul este completat de Șoimi, Gura Humorului și Viitorul Liteni. Etapa a doua din Liga a patra a consemnat o medie de peste 6 goluri înscrise în fiecare meci. Juniorul Salcea a preluat șefia clasamentului la golaveraj după ce a câștigat pe terenul liceului cu program sportiv din Suceava în fața celor de la Forestierul Frumosu cu scorul de 6-1. Golurile gazdelor au fost marcate de Moloce, autor al unui hat-trick, Radu Tomescu, Șandru și Ferariu. Campioana în titră, Viitorul Liteni, s-a impus la Dărmănești cu 5-3 prin golurile înscrise de Sahru, Maftei, Vlad Răzlog, Gheorghiță și Lungu. Șomuzul Preutește a câștigat la câmpul moldovenesc cu 3-1, reușitele oaspeților fiind semnate de Tacu, Beclea și Cătălin Vasiliu. Aflată la primul joc oficial din acest sezon, juniorul Suceava a trecut pe stadionul din Ițcani de recolta fântânele cu scorul de 2-0. Prin golurile marcate de Zaharie și Ciornei. În cadrul etapei a doua din Liga a patra s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Moldova, Drăgușeni, Șoimi, Gura Humorului 2-4, Bucovina, 2 Rădăuți, Progresul, Frădăuții Vechi, 2-7 și Bradul Putna, Minerul, Iacobeni, 4-3. Sporting Băiensolca a stat în această etapă. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii, o pauză de publicitate și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime în scădere se vor încadra între 8 și 13 grade Celsius. Cel mai răcoare va fi la Vatra Dornei.
Miercuri, vremea va fi în general frumoasă în toată regiunea. Potrivit meteorologilor, cerul va fi variabil, mai mult senin în toate zonele. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime vor avea valori cuprinse între 20 și 25 de grade Celsius. Bine ați venit în noua librărie Alexandria din Suceava, aici în Universității 48. Librăria Alexandria s-a mutat în casă nouă, iar odată cu deschiderea noului punct din Suceava pe strada Universității numărul 48, vine cu un concept nou. E un concept nou, vă lăsăm să-l descoperiți pas cu pas. Zicem noi că este foarte interesant și pentru noi este o experiență nouă. O librărie care îmbină, așa cum bine știți, cartea, pentru că noi credem în continuare în acel slogan de atâția și atâția ani: dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu. Combina așadar cartea cu produsele pentru școală, cu birotica. Și dacă tot trebuia să fie nou, am înglobat și o mică cafenea, unde putem să stăm și de vorbă împreună, dar și un spațiu dedicat copiilor în care se pot juca, pot desena, colora. Și pentru ca bucuria revederii să fie și mai mare, Alexandria Librărie a pregătit numeroase oferte pentru cei mici și pentru cei mari. Pentru părinții și copiii care au început deja goana după ghiozdanul, stilouri perfect și alte rechizite, aveți o ofertă specială pentru această toamnă. Reducere de fix 50% la toate stilourile și sute de modele de ghiozdane și penare cu 50% reducere. Așadar, din 1950 îți pregătim ghiozdanul. Suntem mândri de asta și îți mulțumim. Iar dacă ești student, Gaudeamus Cafe este un loc numai bun pentru a savura cafea și patiserii locale în timp ce te pregătești pentru cursuri. Mai mult, împătimiții de carte se vor bucura să afle că sute de titluri de la cele mai importante edituri sunt la reducere sau beneficiază de promoția 2+1 gratuit. Și pentru că noua casă aduce un concept complet nou, aici se vor desfășura proiecte noi în parteneriat cu televiziunea Intermedia. Nu divulgăm foarte mult, doar atât, un proiect împreună cu Intermedia, sperăm noi de bun augur și foarte interesant, dar poate și interactiv de altfel. Un nou anotimp, o nouă imagine pentru Alexandria Librării în Suceava, strada Universității numărul 48B, între patinoar și centrul de tradiții. Transformă începutul de an școlar într-o mare sărbătoare și vino la Julius Mall pentru cumpărături care îți aduc premii pe loc. Devină un creator de tendințe, inspiră-te din oferta magazinelor și ai șansa să câștigi un laptop Apple MacBook Air 15. Julius Mall deschide sezonul de shopping cu Trendsetter School Edition, campania care face din vânătoarea de rechizite și de piese vestimentare trendy o activitate animată de zâmbete și voie bună. Până pe 10 septembrie, cumpărăturile de minim 400 de lei îți oferă șansa unor premii instant zilnice. Tot ce trebuie să faci este să vii la centrul Info și vei primi o băutură răcoritoare sau unul dintre voucherele oferite de Cărturești, Expert Beauty, Sport Vision, Mado, Dionysus, Secom, Cartofiserie sau Adidas, în limita stocului disponibil. Mai trebuie să știi că vei intra automat în tragerea la sorți pentru laptopul Apple MacBook Air 15. Pentru a veni în ajutorul școlarilor entuziaști, magazinele din Julius Mall au pregătit produsele necesare începutului de an. Librăria Cărturești te invită la o evadare din cotidian, printre rafturile pline de cărți în limba română și engleză, jocuri, accesorii cool, muzică pe CD și pe vinil, volumele tale îndrăgite din colecțiile manga and comics. Cu echipa necesar, Back to School va fi unul special și plin de bucurie, iar școlarii pot da tonul distracției adoptând cele mai cool trenduri vestimentare. În prag de toamnă, alege piesele chic de la Kid Aki, magazinul care oferă nenumărate variante de îmbrăcăminte în tendințe pentru cei mici, precum și o serie de accesorii utile. Și la Delia 07 găsești piese vestimentare și accesorii versatile, toate cu un design chic, inspirat de bucuria copilăriei. Ai posibilitatea să alegi rochițe și bluze cu imprimeuri vesele, jachete și sau couri cadilate, încălțăminte comodă, piese legere din bumbac sau tricot, precum și o serie de accesorii care vor completa armonios ținuta. Vino la shopping la Julius Mall Suceava și pregătește-te pentru cea mai faină zi din această toamnă!
Cel mai consumat drog de către elevii județului Suceava este alcoolul. Anunțul a fost făcut de Alin Botezatu, reprezentant al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Suceava. El a explicat că s-a înregistrat și o creștere ușoară a consumului altor droguri. La rugămintea reporterului Intermedia, expertul a trecut în revistă câteva indicii de care părinții pot ține cont ca să-și dea seama dacă copiii consumă droguri. Alin Botezatu a transmis și un număr de telefon care poate fi apelat pentru a obține sprijin gratuit pentru prevenirea, combaterea și tratarea consumului de droguri. Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat stadiul unor proiecte de infrastructură implementate la Vatra Dornei. Șeful administrației județene a arătat că la jumătatea lunii octombrie vor fi terminate lucrările de restaurare a cazinoului, iar în prima zi a lunii noiembrie ar putea să fie pusă în funcțiune noua rețea de alimentare cu gaz metan. Totodată, mai multe străzi din zona centrală sunt în curs de reabilitare. Direcția Generală de Asistență Socială pentru Protecția Copilului Suceava derulează o campanie împotriva cerșetoriei intitulată Locul copiilor e la școală, nu pe stradă. Scopul acțiunii este acela de a reduce amplitudinea traficului de persoane și a exploatării cerșetoriei printr-o mai bună informare și implicare a cetățenilor, precum și prin activități în care vor fi implicați copiii care cerșesc și părinților. Dacă vezi un copil cerșind sau părinți cu copii în brațe la cerșit, nu ezita, sună la telefonul copilului 119. Este unul dintre mesajele campaniei. O nouă cursă charter de vacanță va fi operată din luna octombrie de pe aeroportul Suceava. Destinația este Sharm el Sheikh, în Egipt. Cursele vor fi în fiecare zi de duminică, începând cu 29 octombrie până pe 10 martie 2024. Peste 150 de cicliști de toate vârstele au concurat la prima ediție MTB Challenge Dragomirna. Evenimentul s-a desfășurat la Mitocul Dragomirnei și a fost organizat de clubul Fly Sports. Liga a patra la fotbal a continuat la finalul săptămânii trecute cu meciurile din cadrul etapei a doua. Juniorul Suceava a preluat șefia clasamentului la gol averaj după ce s-a impus în fața echipei Forestierul Frumosu cu scorul de 6-1. Podiumul este completat de Șoimi Gura Humorului și Viitorul Liteni.